Două aeronave ale forțelor aeriene române au zburat în această dimineață către Siria, unde au adus ajutoare pentru populația afectată de cutremurul din 6 februarie. Donațiile către Turcia au ajuns deja. Vorbim de peste 40 de tone care pleacă în ambele părți ale Siriei, în zona de nord-vest și în zona care este sub autoritatea guvernului sirian. Vorbim de asistență umanitară, deci de la alimente, corturi, saltele, pături, paturi, tot ce este nevoie de el pentru situația care este acum în ambele zone din Siria. Toată această acțiune s-a decis după ce a convocat domnul prim-ministru Comitetul Național pentru Situații de Urgență, s-a luat decizia. Ne-am pregătit împreună cu colegii de la Ministerul Apărării, de la Forțele Aeriene. S-a stabilit că pentru partea unde este guvernul sirian vor fi predate la Beirut, unde vor fi reprezentanța ai Națiunilor Unite și vor ajunge în Siria la Semiluna Roșie, care se va ocupa de distribuirea lor, iar pe partea cealaltă o să aterizeze la Gaziantep, în Turcia, de unde vor fi preluate de Națiunile Unite, de Organizația Internațională a Migrației, care va răspunde de distribuirea lor echidistantă la populația care are nevoie în zona de nord-vest al Siriei. La începutul acestei săptămâni, două trenuri marfare care au plecat cu ajutoare din gara București-Vest au ajuns în Turcia. Bunurile au fost depozitate Agenției de Salvare din Turcia, de unde vor fi distribuite supraviețuitorilor.